Dragi martori, vă salutăm. Astăzi avem, ne bucurăm să-l revedem uh, la martorul Jutienian, pe martorul nostru, Vladislav Roșca, care este partenerul biroului asociat de avocație, Frim Roșca și asociației. Domnul Roșca a fost exact trei ani și o lună uh, la episodul care era dedicat regimului, lor, regimului bunurilor imobile, și astăzi vom discuta despre un subiect foarte, foarte, foarte actual, Superficie. Bună ziua, Neziua. Domne Frim, domnul Roșca, astăzi abordăm un subiect care deja avem trei ani de aplicabilitate practică, de când se aplică în practică. Și probabil... Exact trei. Exact trei. <laughs> și are, are sens, vorbim inclusiv despre implicațiile practice care au fost la superficie, dar până atunci, să le luăm treptat, dacă nu suntem marturii lui Justinian, 2 și 0, exact, putem spune astăzi despre superficie după modernizarea codului civil, este superficia 2.0. Și, și o să vedem de ce. E evident că e suprafața 2.0. Deci, superficia a fost reglementată în codul civil încă din anul 2003, când a fost adoptat codul civil al Republicii Moldova, uh -huh. doar că abordarea cu privire la era destul de neclară și nedefinită în modul corespunzător și toți cumva se fereau de această noțiune și, în general, aveai senzația că nu există superficii. Uh -huh. Eu noi discutam la birou că prin 2006 am mers cu un contract de superficie la Ministerul Agriculturii și de acolo s-au uitat toți cu de asta și dar de unde de așa noțiune, cum m-ați luat? Era evident că nu era aplicabil. Acum, odată cu modernizarea codului civil, a fost destul de Bine definit noțiunea de suprafață, cumva s-a modificat inclusiv și conceptul, deci uh, am preluat mai mult principiul dualist sau ideea mm -hmm. dualistă a superficie. Deci, respectiv, uh, astăzi superficia este foarte actuală și foarte necesară mm -hmm. pentru drepturile reale, fiindcă există deja, conform uh, codului, doar două posibilități de a construi pe teren. Deci posibilitatea de a construi de către proprietar uh -huh. sau posibilitatea de a construi pe terenul altuia uh -huh. doar în situația în care există superficie. Deci altă posibilitate n-ar mai exista, fiindcă contractele de locațiune deja nu mai privăd posibilitatea de a construi în situația în care uh, vrei să construiești. Deci există superficie. Deci avem situația în care, practic până în 2019, ceea ce în mod normal trebuia să fie superficie era acoperit de așa numitele contracte de arendă în construcții. Până în 2019 noi aveam uh, Invenții pentru fiecare caz suplimentar. Deci se inventa și contracte de rendă cu trebuie construcții și contracte de locațiuni. Uh -huh. Existau o sumedenii de uh, societăți civile, concesiuni, există parteneriate publice private, existau uh -huh. care au sens și logica lor, uh, dar de fiecare dată, cumva, pentru fiecare caz. Uh, Independenții inventau niște circunstanțe, și, în mare parte, scopul era, de fapt, ce obțin în opinia mea: privatizarea uh -huh. terenului, deci ieșirea terenului din proprietatea statului, în mare parte, și privatizarea lui la prețuri Dirizorii. Deci se transmitea terenul în locațiune, se construia uh, pe acest teren și ulterior se privatiza ca teren aferent la prețul normativ, deci nu la prețul de piață. Eu zic, până a trece la cazuistică și la problemele de aplicare a normelor, să spunem ce este superficial. Da? Este un drept real imobiliar care oferă posibilitatea superficiarului să construiască pe terenul altuia. Da? O variantă simplistă a uh -huh. Da, De fapt, uh, Superficie a fost definit de către cod ca un drept real limitat. Uh -huh. Deci nu este un drept real în sine, în sensul de larg acestui cuvânt. Și este limitat deoarece în mare parte el este cu termen. Deci el nu există perpetu, cu mici excepții, care o să discutăm uh -huh. ulterior despre chestia asta. Uh -huh. Totodată este dreptul de a poseda și de a folosi terenul altuia. Deci noi observăm că practic prin superficie se transmit elementele sau dreptul de proprietate cu o mică excepție, deci nu se transmite dreptul de dispoziție, deci se transmite doar dreptul de posesie și folosință. Dar așa ca să punctăm, în calitate de instrument juridic, acesta este soluția pentru a construi pe terenul altuia. Proprietarul îți oferă împuternicire, îți transmite posesia și folosința asupra porțiunii de teren sau asupra terenului în întregime, anume în vederea edificării unei construcții, da, este care corect. este proprietatea celor care construiește. Da, este corect. Deci și necesitatea definirii a superficii astfel au pornit anume de la modificările sau abordările noi venite în codul modernizat și principiul superficie solo cedit, ceea ce înseamnă că, de fapt, imobil este terenul. Deci tot ce se află pe acest teren deci, este incorporat în teren, respectiv partea acestui bun imobil. Și pentru a acorda posibilitatea ca ceea ce este construit pe teren să aparțină altui proprietar sau alte persoane, deci este necesară superficie. Deci doar în astfel de situații, bine, cu excepțiile care au existat până la 1 martie 2019, fiindcă acolo nu pot fi modificate aceste circunstanțe și aceste situații, deci doar în cadrul superficiei noi avem a, proprietatea asupra construcției a unei persoane, iar proprietatea terenului Alte Așa, dacă să rotunjim până la această etapă, de la 1 martie 2019 noi avem inclus principiul uh, superficie solo cedit, avem alte reglementare a uh, superficiei care permite o singură excepție de la acest principiu, Dacă da. tot ce este pe teren este parte incorporată a bunului mobil, adică terenul este bunul mobil și tot ce este pe el este parte a bunul imobil, cu excepția ceea ce este construit de superficiar în, având un drept de superficie care este drept imobil separat. Corect. Și o chestie foarte interesantă care merită a fi analizată deci este faptul că superficia nu anihilează principiul superficiei solo fiindcă superficie este un drept real limitat, deci el este limitat în timp și respectiv Într-un fel sau altul, ar fi mai corect să spunem că se suspendă principiul dat. Deci pe perioada existenței superficii, se suspendă principiul uh, superficiei timp Ulterior, la stingerea superficii, deci principiul se reactivează. Și atâta timp alimentare. cât avem drept de superficie, vorbim despre existența două bunuri imobile. Da. Terenul, care aparține proprietarului și construcția, care aparține cel de superficiarului. Și pe această perioadă avem categorii distincte. Când încetează dreptul de superficie, se reactivează principiul. Adică construcția, devine, construcția. construcția. devine parte componentă a, a, terenului și respectiv revenim la principiul Este parte partea imobilului. Super. Fai. A, înțelegem ce înseamnă superficia. Acum, ca și temei de apariție, avem practic două căi. Fie o facem prin act juridic, prin contract, fie o facem în, în temei temeiul dispoziții legale și probabil are sens, nu știu, să începem cu nașterea convențională, nu, pentru că să ne concentrăm să, pe asta legală. Să spunem despre, nu ce puțin, modalitățile de apariție, superficie, da, deci da. Sunt două, deci da. superficie convențională uh -huh. și superficie legală. Ca și în cazul oricărui da, altor. Superficie convențională, aici. deci se naște în timp unui act juridic uh -huh. și o chestie care chiar și mulți juriști uh, o, o neglijează, deci tot timpul se caută actul juridic care ar fi instituit superficia. Deci uh, noi avem în situația dată o superficie convențională și în situația că nu există un act juridic uh, care expres institui superficie. Deci aici vreau să uh, vin cu două exemplificări. Deci în, în atare situații ne aflăm atunci când uh, proprietarul terenului, Uh -huh. Înstrăinează doar construcția De pe acest teren către o terță persoană Scuze, dar Putem înstrăina doar construcția? Da Deci legea nu ne poate limita Deci noi putem să înstrăinăm Dați mi în voie, da. Da în voie o concretizare Ne referim la bunurile imobile Înregistrate în registru până la 1 martie Corect probabil, da? Deci, deci, da. Atâta a, Atunci când construcțiile Erau, erau bunuri imobile da. distincte Separate. de teren Pentru că astăzi sau după 1 martie deja nu se mai înregistrează construcțiile separat de teren, decât în cazul superficiei. Da. Deci, în general, aceste situații îs, și situațiile cu privire la superficie, superficie legală, sunt mai mult specifice pentru spațiul post-sovietic. Deci mm -hmm. atunci când Terenul aparținea doar statului. Deci mm. nu exista proprietatea în privința terenului la privați. Mm. Deci, în astfel de situații s-au trezit foarte mulți care au deținut drepturi de proprietatea asupra construcției, dar nu au deținut drepturi de proprietatea asupra terenului. Având, în unii cazuri, drept de posesie, folosință, alte drepturi în privința terenului, dar nu sunt proprietari. Deci, respectiv, ne aflăm în situația de dualitate. Când Proprietarul terenului este statul sau unitatea administrativă teritorială și proprietarul construcției este o persoană fizică sau juridică, persoană privată. Cu toate că nu se exceptează și situația când ambele persoane pot fi private. Deci superficia nu se instituie doar în privința terenului care este proprietatea statului uh -huh. sau unitatea administrativă da. teritorială. Da. Și necesitatea sau interesul instituirii superficii. De către un privat, este evidentă, și de regulă, asta e superficie convențională. Și ea se întâmplă atunci când investitorul, deci sau dezvoltatorul, cel care vrea să construiască, să facă o construcție, nu dispune de suficienți bani pentru a procura terenul. Deci, mm -hmm. și în cazul dat, dacă el nu are posibilitatea să procure terenul, deci, el nu se blochează. Deci, el ajunge la o convenție, la un acord cu proprietarul terenului, prin care se instituie superficie, el achită pentru această superficie o redivență lunară, anual, în dependență cum se, se înțeleg ei uh -huh. și el are posibilitatea cu banii de care dispune să construiască construcția, să o dezvolte Ulterior, dacă o, o începe să vândă, părți din ea sau integral construcția, sau dacă începe să o transmită în locații unii, deci el poate să-și rezerve în contractul din situație superficii dreptul de a răscumpăra terenul. Uh -huh. Dar asta nu este strict necesar. El poate să rămână în superficie uh -huh. pe toată perioada care o convenit. Dar la fel, eu cred că nu doar când superficiarul nu are suficiente mijloace financiare pentru a cumpăra terenul. Sunt cazuri când proprietarul nu vrea să vândă. Și atunci o soluție pentru el ca să rămână și proprietar, dar și să pună în circuitul economic să acest să valorifice acest teren, poate să folosească instrumentul respectiv. Este corect, plus referitor la ceea ce a ce, ce spus oleg, există situații când proprietarul ar fi vrut să vândă, poate, sau, sau nu vrea să vândă fiindcă vrea să păstreze valoarea terenului și vrea că pe acest teren să fie edificată o anumită construcție, o anumit număr de etaje, mm -hmm. o anumită suprafață din construcție, deci șete prin instituirea superficii, deci el poate pune condiții celor ce va construi și investitorul este obligat să respecte aceste condiții. Asta deci, este altfel, absolut poate important pierde... în cazul terenurilor proprietăților, da. uh, mai ales uh, proprietăților da, administrativ-terenurilor, da, pentru că dacă tu ești proprietarul terenului, atunci tu te înscrii da cu dorințele tale în schemele de urbanism și atât. Da. Nu mai ascult din fostul vânzător, ce vrea el să fie pe acest teren. Eu propun așa, până a trece la temeiurile legale de apariție a superficiei, să trecem peste condițiile contractului de superficie, acta când instituim superficia convențională. Mm. Clar, este forma scrisă autentică sau Altceva? 99 aici, de ani? aici e important să spunem, deci, uh, Codul Civil reglementează expres că toate regulile privire la dreptul de proprietate sunt aplicabile și dreptul de suprafețe. Deci, uh, nu li mai descrie, deci, nu e necesar și este corect asta. Uh -huh. uh, și de aici pornim la regulile pentru dreptul de proprietate, în privința imobililor. Și aici stabilim că un imobil poate fi transmis doar în baza unui act autentic uh -huh. deci respectiv și superficia poate fi instituită printr-un act juridic autentic păi, Transmis, eu înțeleg când e vorba de proprietate noi ce nu transmitem proprietate? Deci eu asta spun deci superficii sunt aplicabile regulile dreptului de proprietate În cazul deci, străinării proprietății Chiar și în cazul instituirii superficii, deci noi ne conducem de toate regulile dreptului de proprietate deci, Ca să fim foarte, foarte exact. Când înstrăinez un imobil, eu știu că trebuie să închei contractul în formă autentică. Da. Superficia urmează regulile înstrăinării imobilului. Pentru că eu dacă transmit dreptul de folosință, eu nu trebuie să autentific notarial contractul de locație. Deci, reguli în străinării imobilului, reguli, regulilor nașterii dreptului proprietate în privința imobililor. Deci, Așa. inclusiv și Înregistrarea în registru. Deci, suprafața uh, convențională se naște din momentul înregistrării. Deci, în situația în care uh, noi avem un contract autentic din studia suprafeței, dar nu l-am înregistrat în registrul bunurilor mobile, deci suprafața nu se naște, suprafața convențională. Așa. Deci, deci temeiurile, cum apare dreptul de proprietate, așa Exact apare așa și, apare dreptul, și dreptul de de Forma autentică și înregistrarea în registrul bunurilor imobile. Așa. Terminul. Am zis, maxim 99%. Iată, deci, noi avem, e... probabil. Uh, eu, eu am aici... două uh, uh, Da, eu am o, opinie separată în privința aceasta. Deci, uh... da, hai să întâi să spunem opinia ca să după uh, da. să discutăm. Pe deci, deci avem uh, articolul 655 la el, pornim. Alineatul 2, unde e scris că dreptul superficie se constituie pentru un termen de 99 de ani, dacă nu a fost stabilit în alt termen. Și acum, noi avem două tabere <laughs> în cadrul biroului. Uh, o tabără care consideră uh, că asta e termenul maxim pentru care se poate constitui superficia și este altă tabără care consideră că asta este doar o prezumție în cazul în care termenul nu a fost stabilit expres de proprietari. Și acum, cu șos, vedem și referitor la asta. E... Și înțeleg domnul Roș reprezintă tabăra care, uh, care se de opinia termenul doar spre zomă de 99 de ani, proprietare pot și alt termen, inclusiv de 300 de ani. Și domnul Efrim e reprezentantul taberei care consideră că termenul 99 de, de ani este termenul maxim. Eu propun să facem o scurtă dezbatere da, o scurtă că, două pentru da, că de da, altfel da, da. noi am putea să <laughs> <cu> următoarele patru <laughs> episoade să discutăm doar despre asta. Da, pe scurt. E... doar le anunțăm. E... pornind de la fapt că noi vorbim despre suprafața convențională, deci vorbim despre un contract e, automat e, ne ducem la articolul privind la libertatea contractului, deci 993 din codul civil, mm. care acordă posibilitatea părților să deroge chiar și de la normele codului civil stabilite în cod, e, având libertatea contractuală. Totodată, articolul care l-am menționat dispune expres că suprafața este necesară să fie stabilită pe un termen uh -huh. care poate fi din 99 de ani dacă nu este stabilit altul prin contract. Deci uh -huh. nu se menționează dacă nu este stabilit mai puțin prin contract. Uh -huh. Deci dacă nu este stabilit altul prin contract. Ceea deci uh -huh. ce înseamnă că eu prin contract pot stabili 150, 200, 300 de ani. Eu sunt obligat să am un termen. Deci, dar nici de cum nu pot să spun că acest termen este 99 de ani și nu poate fi mai mult. Deci în astfel de circunstanță deci, eu cred că părțile pot să stabilească Indiferent de faptul că eu pot stabili de exemplu, termen de 300 de ani și noi toți înțelegem foarte bine că nu trăiește omul atâți ani și respectiv asta depășește uh, perioada lui de viață, dar superficia este un drept alienabil care poate fi transmis inclusiv și prin succesiune uh -huh. și odată instituite superficia pe termen de 300 de ani, deci eu pot să dispun inclusiv și pentru moștenitorii mei, deci succesorii mei. Uite, eu așa am considerat că este necesar și vreau ca să existe această superficie de 300 de ani. Eu am mai multe argumente, deși recunosc că pe opinia lui Vlad are dreptul la viață, uh -huh. este posibil o astfel de interpretare, eu totuși am mai multe argumente în favoarea caracterului limitativ a termenului de 99 de ani, pentru că în cazul în care s-ar fi vrut ceea ce spune Vlad,

Ok. Uh, și încă o mică concretizare noastră, când vorbim despre, am început să vorbim despre superficia convențională, spuneați că nu neapărat să naște anume în baza actului juridic care trebuie să numească superficie, ea poate să fie o consecință și a altui act juridic. deci, hai să fiu înțeles corect. Deci, ea, odată ce este convențională, e să naște în baza unui act juridic. Dar în acest act juridic nu este necesar să fie expres indicată da. Da, apariția exact. Pentru că și noi avem a, o, o, secundă. Asta. Deci, Ну, требуется... arătăm un contract care se numește contract superficie. de superficie da. sau să am superficie. O în contract în care se spun că se naște dreptul de superficie sau se transmite dreptul de superficie. Da. Deci dacă eu am să transmit un teren în vederea edificării unei construcții, eu am avut în vedere suprafață. Da, pentru că aveam și norma 655-3 care exact asta și ține sau fortifică această poziție. Superficie se poate înregistra și în timpul unui juridic prin care proprietarul întregului mobil, a transmis exclusiv construcții, a transmis terenul și construcții Asta e, asta e și deci, Noi de deci ce da. am pornit? Da. Există da. două da, deci eu da. pot să transmit sau construcția altei persoane, uh -huh. sau să înstrăinez și terenul, și construcția concomitent doar la două persoane da, diferite. Da. Deci atunci, automat se naște superficia și este reglementat ca aceasta se înregistrează. Dacă noi vom uh -huh. încheia un contract de societate civilă în vederea edificării unei construcții, eu transmit terenul pentru construcție, uh -huh. iar dezvoltatorul sau compania de construcții va ridica această construcție. Înseamnă că există un drept de superficie aici. În cazul unui contract de societate civilă, eu, eu consider că da, pentru este un act juridic prin care eu am permis uh, unei persoane să construiască pe terenul meu. Uh -huh. Deci, respectiv, asta e și noțiunea dreptului de superficie. Deci, asta și este. Faptul că eu nu am scris Că acesta este un drept de superficie, deci nu e necesar a fi interpretat pur formalist că trebuie să fie cuvântul deci, superficie. A, asta am vrut uh -huh, să subliniem, uh -huh. pentru că nu poate constitui motiv de refuz de înregistrarea dreptului right. de superficie în Registrul Bunurilor imobile, faptul că nu am folosit cuvântul superficie, instituie superficie asupra terenului. Cu toate că practica vorbește alt. <laughs> Din păcate. Dar, da. dar, asta Pai... e și e ideea, ce, ce, e super fain, pentru că dacă noi înțelegem regula generală, am menționat, de asta am început cu noțiunea, și când înțelegi esența lui, deja ți nu-ți apar întrebări de ce asta să faci, pentru că asta e logic, asta e o consecință a faptului și a principiului. Okay. Nu, no, eu mi-am inteles, sori pentru off topic, mi-am situația interioare când notarii refuzau recunoașterea împuternicirilor unei persoane doar din cauza faptului că împuternicirile nu erau formulate într un document pe care deasupra să fie scris procură. procură. Mm -hmm. da? Adică faptul că rest, în rest erau toate regulile pentru procură, numai că nu era într un document care se numește procură, el refuza să fie și de aia în codul civil care a intrat în vigoare la 1 martie 2019 scrie expres este aceste împuternicirile pot fi prevăzute și în procesul verbal al adunării asociației, da? da, o, spre da, exemplu, da. da? Păi, e, eu sper că nu o să ajungem și cu împuternicirile sau cu dreptul de a construi terenul altul, că nu este superficie, dacă în contract nu este cuvântul superficie. Sau a, S -a, -a Eu sper practicienii să înțeleagă acest lucru, fiindcă, bun, cea mai mare problemă apare la momentul înregistrării dreptului de superficie. Acolo nici o timp de registratori care devin uh, excesiv de formaliști. Mm -hmm. Deci în cazul în care nu este scris că se instituie superficie, în cazul în care în societatea civilă nu se vorbește despre superficie, uh, ei încearcă în fel și chip să refuză mm -hmm. uh, înregistrarea, argumentând că nu este un drept în primița terenului. Că, că ți-o dat voie să construiești asta nu înseamnă că ți-o transmis și dreptul în primița terenului. Din punctul meu de vedere, deci, Practica abia se formează acum, mm -hmm. abia au început litigiile să se examineze instanță de judecată, când cel puțin eu nu cunosc uh, o soluție irrevocabilă deci, pe marginea acestor litigi, dar cel puțin la nivel de instanțele de fond deja sunt niște hotărâri prin care se stabilește că nu este necesară Abordarea formalistă și indicarea expresă a faptului că se transmite dreptul de suprafață sau se institui dreptul de suprafață. Este suficient doar permisiunea pentru edificarea construcției pe terenul meu, deci aceasta acoperă inclusiv instituirea de suficient. Da, pentru că în rest legea spune, dacă nu ai prevăzut termenul, e maxim 99 de da. ani, dacă nu ai prevăzut că e gratuit, urmează să plătești o redivență și tot are... așa. Da, dacă să rezumăm aici, aș spune așa, pentru acuratețe juridică, sigur ar fi bine să specificăm în contract expres că se instituie superficie, dar în rest trebuie să-i reișim din intenția părților, contractul se interpretează nu conform denumirii lui, dar conform intenții pe care au avut-o părțile la încheierea acestui contract și atunci dacă noi depistăm că o parte a transmis dreptul de construcție pe terenul său, înțelegând consecințe, înseamnă că avem superficie. Ok. Superficie legală. La superficie legală... Um, da, da. Și aici avem... Probabil... Nu știu dacă s-a în <laughs> timp. Superficie legală n-a existat. Teoretic până la modernizarea codului civil a fost introdusă prin modernizarea, prin Aici, legea care aplicarea în codului o, civil. O paranteză. Noi putem spune că cumva au existat pentru accesiuni imobiliare era nu ținut acolo e prin lege dar de fapt, într-adevăr, prin lege nu se instituia superficie în așa cod, cum e acum. În codul civil și anterior, dacă eu nu greșesc, era reglementat că superficia poate să nască în temeiul legii. Mm -hmm. Dar nu exista o altă care va reglementa în acest uh -huh. sens, deci nu, nu era clar când ea poate să apară în temeiul legii. Da, în ce circunstanțe, că... ce situații. Orice raport juridic se poate naște fie din lege, fie din contract, așa, da. la fel și superficie. Deci, de respectiv, uh -huh. acum prin legea 11.25, prin punerea în aplicare uh -huh. a codului civil, deci uh -huh. s-a reglementat destul de detaliat, fiindcă nu s-a internit în codul civil, deoarece uh, cumva uh,

Reguli foarte importante referitor la superficie sunt în legea de punere în aplicare a codului da. civil. Avem articolul artic 27 Așa până la articolul 31. Care atenția când care eu... practic reglementează expres superficia legală. Deci acolo este reglementată superficie legală, când e apare în ce circunstanță, cum se instituie inclusiv și Înregistrarea, neînegistrare și așa mai departe. Mm -hmm. În primul mm -hmm. rând, ceea ce trebuie să înțelegem noi despre superficie legală, ceea ce este foarte important. Legitorul a stabilit expres, că superficie legală se naște ca efect al legii, al prezentei legi, deci mm. nu este necesar. Niciun act juridic în acest sens, nu este necesar niciun act administrativ uh, pentru instituirea suprafeței, nu este necesară nici înregistrarea acestei în registrul bunului mobile. Deci, asta e excepția de la regula generală că superficia se naște prin, odată cu înregistrarea ca și uh -huh. dreptul proprietate uh -huh. în fișa bunurilor mobile. Deci, ea se naște prin efectul legii, uh -huh. de pune în aplicare uh, și în condiția în care sunt respectate, hai zicem așa, este dovedit dreptul de posesie și folosință la data din 1 martie 2019 și la data când a intrat în vigoare. Și așa legea stabilește exact cazurile când se aplică, când se consideră că superficia este instituită în temeiul legii. haideți să spunem un pic altfel. Deci legea, da, legea stabilește exact, doar că legea le mai divizează mm -hmm. în două. Mm -hmm. Deci, Hai legea, să le numim. Da, legea divizează situațiile când obiectul suprafeței este terenul, în, în privința care se instituie superficia ce aparține persoanei private uh -huh. și situația când terenul aparține statului sau unității administrative teritoriale. Deci, uh -huh. fiindcă, de la caz la caz, au fost stabilite și reguli diferite. Da. Când vorbim despre situația când terenul aparține persoanei private, deci dreptul de superficie legală se instituie în folosul proprietarului construcție care este înregistrată în uh, Registrul Bunurilor Mobil în capitolul B sau uh, a care este înregistrată în capitolul C pe terenul altei persoane, care este tot persoană privată, uh -huh. dar în situația în care la 1 martie acestea erau înregistrate în registru și la 1 martie uh, proprietarul acestor construcții deținea un drept de posesie sau folosință în privința terenului. Deci, în situația dată putea să existe, de exemplu, la 1 martie, un contract de locațiune. Deci, așa trebuia așa de. Un deci, trebuia, trebuia prevința... să existe un contract valabil în privința Un contract valabil în privința folosinței și posesii teren, asupra doamne. terenului. Dar este situația B când nu are niciun drept asupra există terenului. Există situația B când nu are niciun drept asupra terenului, doar că în situația respectivă, legitorul a reglementat expres necesitatea stabilirii hotarului. Mm -hmm. Fiindcă în situația când nu ai niciun drept asupra terenului, deci proprietarul terenului trebuie să stabilească hotarul terenului care se transmite în superficie. Deci asta nu înseamnă având o construcție pe un teren, de exemplu, de, de un hectar, tu obții dreptul superficie asupra întregului teren. Adică dacă nu ai un contract sau nu poți arăta un contract valabil între proprietarul terenului și proprietarul construcției, superficia oricum, se instituie în temeiul legii, legală, doar da, că nu. se referă exact la perimetrul ocupat de construcție. Uh, sau necesar pentru. pentru uh, uh, legitor stabilește altfel. Deci, legitorul stabilește că proprietarul terenului, la cererea superficiarului trebuie să stabilească hotare. Ok. Deci, nu e neapărat uh, doar uh, în perimetrul construcției sau uh, doar ceea ce e necesar pentru exploatare. Proprietarul poate să dispună de dreptul său. Hey noi când avem greveze, cum când, vrei eu. când noi avem voința ambelor mm -hmm. părți, noi putem să facem tot pentru că legea ne permite, în drept civil asta e așa, da. dar uh, noi vorbim despre situațiile când proprietarul putea spune, ho, -ho stai puțin. Uh, în situația când proprietarul uh, spune când nu sunt de acord, deci el, oricum este obligat, legea îl obligă fiindcă e superficie legal. Deci, eu nu am nevoie de acordul proprietar pentru instituirea superficii, eu am nevoie de stabilirea hotarului. Și atunci în urmarea unui litigiu, noi vom putea să îl forțăm pe proprietar mm -hmm. da. să facă. Deci, okay. ne-am ne okay. ne lămurit, ne lămurit cu uh, superficia legală în cazul persoanelor private. Proprietarul, proprietarul, proprietarul este terenului este persoană terenul privată. Privat. Cum stau lucrurile cu servituția în, cazul... în, da, în cazul suprafața în scuzați. Da, suprafața în cazul când proprietarul terenului este statul. În situația când proprietarul terenului este statul sau uh, unități tip teritoriale, deci aproximativ situația este uh, asemănătoare, doar că acolo uh, legitorul a reglementat uh, mai detaliat uh, temerului de posesie. Deci, a stabilit uh -huh. expres că în situația în care proprietarul construcției deține uh -huh. un drept de posesie în baza unui contract de locațiune cu drept de construire, în situația în care deține dreptul de posesie în baza unui contract de concesiune care este reglementată noi prin lege, în baza unui parteneriat public-privat, care la fel au existat uh -huh. și uh, sunt reglementate, uh, la fel uh, Charles, legi legitorul a stabilit și alte situații prin care proprietarul construcției ar fi putut deține folosința sau posesia asupra terenului altele decât cele enumerate mai sus. Deci aici aș fi vrut să arăt care ar fi aceste alte situații. Okay. Deci este anume situația când statul, exista o perioadă până în anul 2007, probabil perioada anilor 90, începutul anului 2000, când statul elibera titluri de autentificare a dreptului de de teren și transmiteau folosința în privința terenului. Deci așa era un instrument deci care erau, se transmitea da. în lipsa orică, prin act administrativ, în lipsa oricărui act juridic, se transmitea în folosință un teren. Și da, eu Aceste cred că asta este cazul. Aceste acte au fost, au fost înregistrate, de regulă, toate în registrurile bunelor imobile, prin legea 121, prin administrarea și dietetizarea proprietății publice, acestea au fost uh, uh, declarate nule, recunoscute nule, uh -huh, dar uh, uh. aceasta nu a avut niciun efect asupra folosinței și asupra înregistrării făcute în registrele bunurilor în Și iată, numi în situația dată, deci atunci când proprietarul construcției a avut alt drept de posesie și folosință, deci a avut uh -huh. folosința respectivă în baza unui act, deci el la fel se naște superficie legală. Scuze. Totodată avem deja posibilitatea de naște superficie legale asupra terenului statului sau unității întreprinditoriale și atunci când nu există niciun drept asupra deposesiei pe terenului, dar avem o construcție pe acest teren. Așa, aici am vrut să ajung. Deci noi am enunțat condițiile. Mai întâi trebuie să existe o construcție pe un teren care este înregistrat în Registrul da, Bunurilor imobile. La 1 martie 2019. 1 martie 2019. Doi, dreptul de posesie și folosință să se nască a, dintr-un contract care, trans, care, oferă dreptul de posesie și folosință, da, locațiune. Da. Apropo, iarăși aici e foarte important că atunci când vorbim despre terenul statului, deci nu e suficient să ai un contract de locațiune. Deci Legitorul îi reglementează expres. Deci să ai un contract de locațiune cu drept de construire. Mm -hmm. Păi, corect, da. Înțeleg. Nu, nu doar o simplu loca locațiune și tu zici gata, eu am suprafețe. Deci, contract de locațiune cu drept de construire, contract de parteneriat public-privat cu statul, concesiune. contract de concesiune, alte temeiuri, care îți oferă dreptul la folosință și în lipsa oricărui drept. Oricărui deci, drept. Avem cinci situații. Dacă în cazul dat construcția ta este înregistrată în registrul bunurilor imobile, te regăsești în una dintre aceste cinci situații, ai un drept de superficie, apărut în baza legii, fără nevoia de a primi vreo acord, permisiune, semnătură din partea proprietarului terenului sau nu. Deci, superficie legală apare la 1 martie 2019 și prin efectul legii date. Deci nu am nevoie de nimic. Nu am nevoie nici de uh, acordul proprietarului, nu am nevoie de un act administrativ, nu am nevoie de înregistrare în registrul bunului mobile. Deci superficia apare prin efectul prezentei Deci, vreau să se înțeleagă corect. Deci faptul că când spunem că nu am nevoie de înregistrare, asta nu înseamnă că este exclus înregistrarea acestui drept. Deci, legitorul a stabilit expres că în cazul în care persoana e interesat, deci cel Titularul, hai zicem, superficialul, să zicem, superficiarul, superficii, vrea să-și înregistreze, el poate să-l înregistreze, și în situația dată el se înregistrează, și în Registrul Bunului Mobil se face mențiunea că, ca efect al legii, uh -huh. în temeiul legii se înregistrează. Uh -huh. Deci nu există un act sau un contract. Așa, dar putem să o paranteză despre care dumneavoastră povesteați, cred că acum e momentul despre cu care statul îl încearcă să o facă prin hotărârea guvernului 91. Statul tot timpul, mi îmi place Oleg, tot timpul spune chestia asta, că statul tot timpul are un glonti mai mult și un leu mai mult decât orice care persoană. Păi iată e, și situația dată, exact acolo. regulamentul pentru aprobarea regulamentului privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului. Și acolo sunt mai multe norme care te obligă să închei contract de superficii este, este, o chestie foarte interesantă. Deci statul, eu cred că asta este un șiretlic evident al statului mm -hmm. care a adoptat acest hotărâre de guvern, a adoptat acest, a aprobat acest regulament în care au stabilit că de la 1 martie 2009, de la data intrării în vigoare, a legii privirii la zic, care mm -hmm. a reglementat superficia legală, mm -hmm. orice posesor al terenului statului este obligat în termen de trei luni de zile să-și legifereze dreptul de posesie prin încheierea unui nou contract de locațiune, arendă, superficie și așa mai departe. Și la acest regulament anexează modelul contractului contract de superficie care urmează a fi încheiat. Și în acel moment, model al contractului, ceea ce este foarte straniu, deci se derogă total de la regulile superficii legale. în primul rând se menționează că el se naște în baza contractului, deci deja nu mai este o superficie legală, este o superficie convențională. Într-al doilea rând, se limitează dreptul de superficie nu la 99 de ani, cum prevede... mai mult, doar în cazul... Dar în cazul superficiei legale în general e perpetu. La... Deci, când proprietarul nu... proprietarii da, u... când statul, da. Statu, se prevede expres că termenul este perpetu. Da, este... Și ei vor să limiteze la 49. Da. statul aici își limitează în contract la 49 de ani, deci deja nu mai este regula cu privire la superficie legală perpetuă. Și o chestie foarte interesantă, care tot la fel statul o impune superficiarilor că la expirarea termenului de superficie, deci a celor 49 de ani, proprietarul construcției se obligă să transmită statului construcția fără a primi careva despăgubiri în acest sens. Eu am, contract am, pentru patrioț. Am un am, am, am am singur comentariu la ce, ce discutăm acum. Nici măcar nu prin prin textul hotărârii de guvern. No, da, no, s-a derogat doar doar la prin lege. Contract. da prin contract model. care da, sunt da. Și ah, tu ai vrut prin contract? Uh... No, eu cred că nu trebuie să luăm în serios o astfel de reglementare pentru că noi... Dacă suntem juriști, atunci noi știm că există un principiu, că orice act subordonat legii nu poate deroga de la prevederile legii. Asta e una și ceea ce bucură, cel puțin așa din câte am analizat eu, este faptul că totuși deținătorii construcțiilor care s-au pe terenul statului au dat dovadă de diligență sau înțelepciuni, o cunoaștere a normelor drept. Au umblat la avocați, cred. Nu s-au grăbit practic nimeni să încheie contracte. Deci toți s-au bazat pe lege, este superficie legală și nu e necesar. Ok, dar dă voie să te întreb. Iată, îmi imaginez, imaginez o situație că din vari motive eu sunt într-o situație în care am o construcție pe terenul statului, știu că am o superficie apărut în temeiul legii, dar din vari motive îmi trebuie, vreau, doresc să-mi înregistrez drept în registru. Da. Cum procedează în cazul dat ASP? Înregistrează fără niciun fel de probleme sau există litigii sau există refuzuri? Există o sumă de refuzuri acum la ASP. Deci, în general, dacă analizăm o chestiune foarte importantă a, observa... observat, deci Problema cea mai mare cu înregistrarea superficiei apare în Municipiul Chișinău. Probabil anume din motivul că și terenurile în Municipiul Chișinău sunt cele mai valoroase. O valoare, da. Mare, deci aici apar foarte multe întrebări. Există un șir de dosare penale în care suprafețele înregistrate au fost interpretate ca fiind ilegale înregistrate, și ce a stărnit frici pentru registrator, deci tot timpul se străduie. Deci noi astăzi, cu părere de rău, am ajuns la situația când registratorul, fiind o persoană care în mod normal efectuează un lucru tehnic, deci el doar înregistrează. Deci și verifică dacă Ei, sunt temeiuri. El verifică, verifică sunt Sigur. Dar și înregistrează. Dar el aparent în situația când trebuie să caute temeiurile și trebuie să caute posibilitatea executării unui act juridic sau executării legii, uh -huh. de exemplu. Astăzi ne trezim în situația când registratorii caută motive pentru a nu executa, pentru a nu înregistra, pentru uh -huh. a respinge cererea, a nu primi cererea respectivă. Uh -huh. uh, fiindcă în, există în situația de necunoaștere, există situația când uh, se interpretează diferit inclusiv și de către organele de drept și se pune dosare penale care încă nu au o finalitate, nu uh -huh. sunt transmise în judecată, dar uh, au fost persoane inclusiv și reținute și arestate pe, pe aceste motive. Uh, Totodată este patrimoniul statului, deci este bunul statului care de când a existat, de când există societatea, tot timpul a prezentat o valoare care cineva a încercat să-l obțină cu mijloace mai puțin valoroase, cu pri Bun, hai parte. să lăsăm emoțiile într-o parte. Iată, noi și registratorii și noi, care cei care aplicăm prevederile legii, avem un text de lege care... Din punctul meu de vedere este Extrem de clar. Da? E scris. Este scris. În ce condiții apare da. super, superficia legală? Ce trebuie să facă, cine și ce trebuie să facă mai departe? Ok, avem refuz nu știu, eu m-aș simți în situația în care aș merge să contest acest refuz în instanță de judecată. Se, care se merge în instanța de judecată, deci sunt litigi deja pe rol împotriva sp Avem hotărâri, măcar în prima instanță? În prima instanță există hotărâri prin care s obligat înregistrarea superficii. Adică avem înțelegerea din partea judecătorilor exact bine trebuie de aplicat această lege, fără emoțiile reprezentanților statului care, sau a primăriei care vor cu orice preț să nu aplice o lege în da, judecătorii înțeleg foarte bine condiții legii, înțeleg că este o superficie legală și nu e necesar absolut nimic pentru nașterea acesteia. De cum absolut nimic? Îndeplinirea, condițiilor din, din lege. Da. Eu am avut <laughs> nu e necesar. Nimic care mai va, mult decât care... prevede legea. <laughs> Careva act <laughs> juridic sau administrativ. Și există hotărâri prin care deja s-a obligat ASP-ul să înregistreze o bună parte sunt contestate în instanțele superioare, o să vedem cu ce o să finalizeze când o să ajungem la hotărâri revocabile. Dar eu cred, ce obțin așa ar trebui să fie, că judecătorii o să mențină aceste hotărâri, fiindcă vorbim despre superficie legală, vorbim despre dreptul proprietarilor de construcții care se află pe terenurile statului sau unității sau în strip teritoriale și ei trebuie să aibă un drept în privința terenului e, pentru folosința și exploatarea da. construcției Până o să finalizăm cu drepturile apărute înainte de modificarea codului civil, dar până se va decide soarta acestor bunuri, vom aplica prevederile legii tranzitorii sigur. Da. Și acum, revenind la hotărârea aceea de guvern despre care am menționat, nu văd o problemă ca statul să-și limiteze dreptul, termenul um, pe care oferă uh, drept de superficie la 49 de ani. El este gestionarul uh, de, proprietății. Chiar dacă legea spune că termenul maxim este 49, dar proprietarul decide. Vrei superficie? N-ați 49. Dar aplicăm asta pentru terenurile care le vom pune în circuit pentru construcție o Altă dată, nu, nu, pe care deja există construcții, da, asupra eu am dreptul Pentru superficie convențională. Corect. Deci, fiindcă când vorbim despre superficie legală, legea spune destul de clar. Deci, ea se instituie pe un termen... Este perpetuă. Da, deci, da. nu avem un termen pentru această superficie. Și aceasta... Cu excepția când dreptul ăsta de folosință să avea un termen, atunci... Bun. Și sunt, este excepția, da, fiindcă dacă contractul de concesiune prevedea da, un da, termen da. de 49 de ani, deci termenul superficiei la da. fel este 49 de ani. Deci noi acum nu vorbim despre asta mm -hmm. în mare parte, dar prin hotărârea asta de guvern, statul a încercat cumva, de asta și-am spus că e un șiretlic, fiindcă a încercat cumva să să se eschiveze de la superficie legală, să treacă totul s în, da, s să, încerc, încerc, ce... normele, da, din da, din prin... normele din prin... din 1125, să treacă totul prin prisma superficii e, convenționale. Deci există un contract, părțile s-au înțeles, s-au convenit. Da, când, o să, convenim, când o să încheiem un contract, atunci vom aplica inclusiv da. cadrul secundar regulator. Cel mai important că acolo e scris obligația uh, și consecința nerespectării obligației de a încheia contractul de superficie <laughs> este faptul că o să aplice stabilit stabilit conform legii. Okay. Da, deci nu este stabilit o, o consecință. Ar fi fost interesat dacă ar fi fost și o consecință în privința aceasta. <laughs> da, uh, consecințele neîncheierii unui contract, uh, răspunderea contractuală pentru lipsa contractului. <laughs> da, da, da. Îmbogățări nejustificate. Okay. Uh, termen. Noi parțial am discutat despre asta, dar ca să fie clar. deci avem iarăși independență de cine este proprietarul terenului la proprietar teren stațul, unitate administrativă teritorială, este termen perpetu cu excepția care am menționat-o și la când proprietar este o persoană de drept privat termenul cum se stabilește? Când proprietar este o persoană de drept privat legiuitorul stabilește că dreptul real limitat, deci uh -huh. superficie, deci este cu termen, deci nu mai acord posibilitatea ca superficie să fie perpetuă, chiar dacă e superficie legală, doar că legiuitorul nu stabilește acest termen. Deci acordă posibilitatea negocierii părților, deci proprietarul terenului și proprietarul construcției stabilind niște reguli, cum ar putea fi determinat Termenul respectiv. Și aici spune că la negocieri părțile se vor conduce de perioada de viață a construcției, de alte circunstanțe importante pentru subsistența sau existența superficiei. Și totodată legitorul stabilește expres că în cazul în care părțile nu pot să ajungă la un numitor comun, deci acest drept se va transmite instanței de judecată, deci instanța de judecată va hotărâ în privința stabilirii termenului superficiei. Deci aveți, Dar ea nici nou, de cum nu este perpetuă. Deci și, nu va, este și nici măcar nu la 99 de ani. Nu. Deci instanța va decide instanța în termen care termen este prin regulilor stabilite în lege, cum ar putea fi determinat acest termen. E, e smart uh, soluția pentru că se putea de și mai simplu, de mers pe calea, nu-i termen, se nou, 99, 99 se da. aplică automat, dar uh, legitorul s-a gândit că sunt construcții care poate dura de rămas 20 de ani sau 30. Sunt construcții care practic da. sunt da. în da. prag de demolare. Da, da. 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 pare o soluție smart. adecvată și rezonabilă în cazul dat să nu extinzi automat la 99 mm -hmm. de ani. Mm -hmm. okay. Voi aveți posibilitatea să vă înțelegeți așa cum este în dreptul privat, dar totul prea în înțelegere. Și dacă nu, atunci fiți buni și ascultați ce zice arbitru. Cred că aici legitorul când au scris normele în felul respectiv, o luat în considerare că totuși există o ingerință în dreptul de proprietate. Deci superficia legală este o ingerință în dreptul de proprietate. Deci ea se instituie ca efect al legii, fără acordul proprietarului terenului. El își grevează cumva de, uh -huh. dreptul său uh, în baza legii, uh -huh. și de aici, pentru a respecta și interesul proprietarului terenului, și interesul proprietarului construcției, deci s-a stabilit posibilitatea de negociere, și în cazul în care nu ajungeți la un comun, deci instanța va stabili uh -huh. care e termenul, pornind de la condițiile stabilite. Este un moment care nu vreau să-l uh, ocolim sau să, să uităm să vorbim despre asta. Relativ recent, a fost modificat uh, uh -huh. mai multe legi inclusiv cele cu privire la eliberarea uh, actorilor de, ur de urbanism da? necesare pentru edificarea construcției. Da. Și iată, într-un text de lege scrie că pentru obținerea certificatului de urbanism este nevoie de cererea proprietarului terenului virgulă, sau cererea deținătorului dreptului de superficie asupra terenului, virgulă, virgulă și cu acordul scris nu, al proprietarului. Teror, nu și cu acordul scris. Nu, virgulă doar cu acordul, da. Dacă citem cu acordul scris al proprietarului terenului. Așa. Și atât noi am avut dezbateri. În ce mod trebuie de înțeles această normă? E clar, cererea proprietarului terenului Sigur, Probabil proprietarul nimeni, da. solicite. Sori, context. Asta se modifică în legea 163 cu autorizarea executării și respectiv de ce spuneți dumneavoastră înseamnă că pentru a autoriza o construcție se depune o cerere. Da. Deci pentru a înțelege esența modificării, deci haideți să discutăm despre faptul cum era formulată legea anterior. Deci uh -huh. anterior legea era formulată că certificat de urbanism sau autorizație de construcție se eliberează la cererea proprietarului terenului bară imobilului. Uh -huh. Ceea ce a stârnit un foarte mare, un foarte mare, a creat un foarte mare loc de interpretări, fiindcă aparent se primea că poate să solicite uh, certificat de urmări de autorizați doar proprietarul terenului. Fiindcă prin codul civil, imobilul este definit teren. Deci, a existat o poziție foarte argumentată, care pare corectă și foarte bună a domnului profesor Octavian Cazac, care a pornit de la ideea că suprafața, de fapt, este definit conform codul, ca un imobil. Deci respectiv titularul dreptului superficie ar putea tot să solicite uh, eliberarea cercatei urmării sau autorizați de construcții, dar asta iarăși era la nivel de interpretare. Deci organele de resort tot timpul interpretau limitativ că e proprietarul terenului sau imobilului, imobilul este terenul. Și un drept de superficie, dar nu și puteai, să obții de construcție. Și nu puteai să obții autorizații de construcție sau încercat de urbanism, fiindcă se interpreta limitativ. Uh -huh. S-a încercat să intervină și să se aducă o claritate la această normă, s-a modificat norma și s-a introdus uh, circunstanța că dreptul de uh, cercat certificat de urbanism poate fi solicitat de către proprietarul terenului sau deținătorul dreptul de superficie, uh -huh. doar că s-a mai introdus o virgulă în care s-a scris și la cererea cu acordul scris sau cu acordul scris al proprietarului. Deci cu acordul scris al proprietarului. Din punctul meu de vedere, există mai multe interpretări la chestia asta. Cineva încearcă să interpreteze că cu acordul scris al proprietarului ar fi la un supliment la cererea superficiarului, deci deținătorului dreptului de superficii, cu acordul scris al proprietarului. Ceea ce, -și ce, -și ce -și, da, din punctul meu de vedere este un nonsens, fiindcă pornind de la definiția superficii, deci ea este dreptul de a construi pe terenul altuia. Deci respectiv din momentul de când s a instituit această superficie, acest acord există. Deci nu mai este e, loc pentru obținerea încă a unui acord al proprietarului pentru ace în acest sens. Acum, în discuții înainte de a filma emisiunea, mm -hmm. deci, noi, cumva, colegă, am ajuns la numitor comun că legea. Bun, regulă generală, legea ar trebui să fie interpretată pentru a produce efecte mm -hmm. și cred eu că ar fi corect să interpretăm legea astfel cum a fost modificată prin apariția a unei a treilea situații când poate fi eliberat certificat de urbanism. Deci vom avea, doar ce ele sunt uh, enumerate prin virgulă, da. uh, Deci avem trei cazuri separate. Deci la cererea proprietarului, la cererea persoanei care deține un drept de superficie și la cererea oricărei alte persoane cu acordul care nu are un drept de superficie. Deci, și aici noi, am, noi chiar și-am definit și, și un câteva exemplu. Câteva situații. Câteva da. situații ipotetice. Spre exemplu, noi avem o superficie convențională, în baza unui contract. Pornind la ceea ce am discutat anterior, noi știm că suprafața se naște din momentul înregistrării în registrul bunului mobil. Deci, faptul că eu am un contract de instituire a nu înseamnă că eu am dreptul uh -huh. de suprafață uh -huh. respectiv. Aparent, eu n-aș putea să înaintez uh, o cerere de eliberare a de urbanism în temeiul uh, la cererea uh, titularului dreptului de superficie. Deci că nu există, există, superficie, nu, nu există da. superficie. Dar uh, eu pot să am un interes uh, major pentru a porni să curgă termenul de eliberare a cercat de urbanism și avem un termen de 30 de zile uh -huh. uh, până la înregistrarea dreptului de suprafață, uh -huh. Și atunci eu pot să solicit Uh, proprietarului terenului să-mi acorde uh, acest acord scris prin care este de acord.

care are nevoie să un perete să-l demoleze să facă o reconstrucție în interiorul încăpierii și îmi trebuie autorizați de construcție și pentru asta eu ca locatar de pun și cu acordul scris Ipotetic a proprietarului. Ipotetic și această, da. Că pentru că aici și aici este de nevoie de, certificat de urbanism da. autorizarea lucrărilor de construcție, da, da, da? da. Când tu faci reconstrucție interiorul unui construcție care da? aparține chiar proprietarului terenului. Da. Doar și că el a spus, tu... hai eu nu mai pierd timp, du-te tu și eu îți dau acordul. Da. Da. Deci eu sunt tentat, nu că sunt tentat, sunt sigur că anume în sensul ăsta trebuie de interpretat legea, pentru că dacă s-ar fi vrut ca alături de titlu de superficiar să mai ai și acordul

Deci virgula trebuia să lipsească în această construcție. Nu știu cât de interesant le va fi uh, celor care ne privesc asupra acestor detalii, dar asta este important. După regulile tehnice legislative, dacă este virgula în acest caz, nu se referă la superficii. Și atunci, uh, cert este că este al treia situație când nu e acoperită de prima sau a doua prevăzută de aceste Până legi. Astea, și asta, din punctul meu de vedere, este un nonsens. Deci asta anihilează Spre exemplu, hai că noi nu avem nicio problemă să obținem acordul scris al proprietarului. Atunci când noi suntem în relații foarte bune cu proprietarul, mergem și obținem uh, acordul scris al proprietarului în situația când avem superficii uh, convențională. Dar în situația când avem superficie legală. Când noi nu suntem în cele mai bune relații cu proprietarul. Ea a apărut ca efect al legii. Deci proprietarul nu e mulțumit că există această superficie, dar nu are încotro, fiindcă legea îl obligă. Legea dă naștere la această superficie legală. Și atunci eu fiind deținătorul unei superficii legale, trebuie să merg să solicit acordul proprietarului pentru a obține o cercare de urbanism. Deci este un nonsens. Deci nu, sau, ar, nu are o, o persoană o logică. fizică, de ce este proces de succesiune și acum da. durează. Ani. La ce ne se obține acordul de. proprietar? Haideți să vedem. Ar mai fi ceva de la superficie legală? Cam asta în mare parte. Deci noi am abordat cele mai importante chestiuni. Eu cred că încet, încet trecem doar la partea când se mântuie superficie. Da? Care sunt efectele? Sau s-a scurs termenul? Mm -hmm. Sau cum mm -hmm. poate înceta? Uh, da, și uh, încetarea superficii uh, tot uh, este destul de interesantă, fiindcă ea are niște efecte. În primul rând, legea stabilește expres când încetează superficia, pornește de la ideea că superficia poate să înceteze la expirarea termenului, atunci când e superficie convențională și există un termen în acest sens, sau superficie legală cu termen în privința terenului proprietarilor privați. Deci, atunci când părțile prin convenție au hotărât rezoluțiunea contractului din instituirea superficii, deci așa situații poate să existe, superficia, o chestie foarte interesantă, legiuitorul a stabilit expres că suprafața nu încetează prin peirea construcției. Uh -huh. Deci, odată instituită superficia, în cazul în care construcția a fost demolată, superficia subzistă. Cu toate că Aparent, dacă analizăm situația, că superficia este pentru edificarea unei construcții sau exploatarea unei construcții. Deci, cumva este strict legată de acea construcție. Dar legitorul a stabilit expres că nu încetează. O dat cu dispariția supremei construcției. Pentru că e un drept de a construi. Da. Mm -hmm. Și da. dacă e tu, ești în interiorul termenului. Și aici e un moment interesant. Iată, înțeleg, așa, este suficient ca dreptul tău asupra construcției să fie înscris în registru, indiferent de faptul este construcția sau să dermatologic. Uh -huh. nu e chiar așa. Deci când merge vorba despre înregistrarea uh, Superficii dacă tu soliciți înregistrarea ei în registrul bunurilor mobile, instrucțiunea uh, asp ului privind înregistrarea bunurilor mobile uh, stabilește expres că registratorul uh, va solicita inginerului cadastral să verifice dacă construcția există sau exista la momentul din 1 martie 2019. Ok, înțeleg. În cazul în exista... care era demolată și înregistrat în registru, hai să zicem, De Diurii de exista în registru, dar de fapt nu exista. Pot să Bun, pară de... a... A... Dar asta nu stingea dreptul superficiilor. Uh, uh. dacă, dacă există temei pentru textul instrucțiunii respective, adică nu pun la îndoială, sigur că pentru apariția superficii legale, da, trebuia să existe da. la 1 martie. Da. Hai să admitem, între 1 martie 19 și 23 s-au întâmplat mai multe lucruri. Dar construcția s-a dărâmat. Exista la 1 martie 2019 și către 1 martie 2023 nu mai este. Deci asta nu înseamnă că eu nu o mai am un drept Nu, superficia legală s-a născut Prin efectul legii la 1 martie 2019 Așa. Deci respectiv nu, Dar chiar ori... fi convențională, Din 2019 Deci în orice caz, pe pieirea construcții, convențio... Nu duce la încetare Convențională e mai simplu Deci convențională poate să nu contra... există construcția Nu este legată de această construcție Deci uh -huh. convențional, eu pot să-ți acord Dreptul de superficie pentru edificarea construcției nu, Când dar poate superficie să... legală Deci ea este strict legată nu, poate, de construcție. La, la convențional poate să fi situația asta care ne-am discutat, că îmi construcția separată și atunci automat să naște da. Deci, un și, pur și simplu, 660 conține o noțiune că pe construcției te mie distinge, dar doar dacă este o stipulație expres. Da. Și asta e convențional. Și la legală, în orice caz, faptul că nu e construcția... Deci nu. faptul că da. eu da. am o superficie pe 99 de ani, după 30 de ani de exploatare a unei construcții am decis să o demolez, mm -hmm. asta înseamnă că în continuare sunt în acest raport de superficie uh -huh. și construiesc un altă construcție Pot în interiorul termenului. Poți permisiv, să construiesc altă construcție. De 99 de ani, da. Uh, Efectele. Uh, Ce se întâmplă cu... Nu, noi am discutat la început emisiunii, deci... Primul și cel mai important efect, noi revenim la aplicabilitatea principiului superficie uh -huh. s -s solo -cede. Deci, respectiv, uh, imobil, este terenul, dispare e, imobilul construcția, deci ea este înglobată în, în teren și pornind de la principiul accesiunii se înregistrează e, după proprietarul terenului. Deci, Dar... în efect, prin efectul legii. Da. Deci expres prevăzut prin efectul legii. Nu este necesar deci, mai niciun simplu. acord, nu este necesar mai niciun Proprietarul ap. terenului devine și proprietarul construcției prin înglobarea ei în, în bunul imobil respectiv. Uh, show me the money. Dor, doar, că, uh -huh. doar că deci uh -huh. proprietarul terenului la acel moment este obligat să despăgubească proprietarul construcției prin achitarea costului de piață al, valoare, de piață. valoare de piață al acestei construcții. Uh -huh. Aici tot suntem într-o situație foarte interesantă. Legitor a reglementat această situație. Chiar când studiam inițial legea, mi-a plăcut această circunstanță, fiindcă există situația când terenul este considerabil mai ieftin decât construcția. Adică, dar aici se cere un moment, de punctat un moment important. Valoarea. Construcției sau valoarea terenului cu construcție. că sunt două lucruri diferite. Valoarea construcției. Când, val când, când comparăm terenul cu construcții. El este mai ieftin? Păi, nu. Păi, trebuie să compari două lucruri comparabile. Da? da spui, construcția este mai scumpă decât terenul. Cu dânsul, pe, cu construcția pe teren nu are cum. Da? Deci tu spui că doar terenul fără construcție ar valora mai puțin decât. Deci, da. În situația în care. Deci, haideți, pornim de la ideea că terenul fără construcție are mai mulți cumpărători, respectiv ar prezenta un interes mai mare. Și deci, de fiindcă terenul care are o construcție străină uh -huh. pe el, deci care nu aparține titularului drept proprietate a terenului, deci automat diminuează costul terenului, fiindcă nimeni nu vrea să-și cumpere un teren pe care este edificată o construcție care aparține alte persoane. N-ar okay, avea un da. interes. Da. Trebuie să deci, aibă interes în construcții da. propriu-zis, nu. Da. Și respectiv, în cazul în care la expirarea terenului de superficie, se constată că terenul este mai. terenul fără construcții are o valoare mult mai mică decât uh, valoarea construcției, pe legitor a stabilit că proprietarul terenului poate să solicite proprietarului construcției să cumpere terenul. Deci, respectiv, suntem în situația inversă. Nu când proprietarul terenului uh, acordă despăgubiri proprietarul construcției, ci uh -huh. cel ce deține terenul. construcția, superficiarul, este obligat uh -huh. să cumpere terenul. Uh -huh. Cu o excepție când el nu va fi obligat să cumpere terenul, numai în cazul în care își strămută, desfințează singur construcția pe cheltuiala sa și aduce terenul la situația inițială ca și cum n-ar fi existat această construcție. Deci dacă superficiarul zice, eu nu am de gând să-ți cumpăr terenul, destrug, desfințez construcția? Există situația, de exemplu, proprietarul terenului nu are bani ca să despăgubească proprietarul construcției și îi propune, uh -huh. avem situația când construcția e mai scumpă decât terenul, și îi propune să cumpere terenul. Dar putem să fim și în situația că proprietarul construcției nu are bani să cumpere terenul. Deci el nu poate fizic să cumpere acest teren. Deci, în situația respectivă, el nu va fi obligat să cumpere teren doar în cazul în care își desfințează uh -huh, construcția. Uh -huh. Își ia construcția de pe acest teren. Da. Da, aparent am acoperit ce mi-am propus. Zonele critice ale superficiei la etapa actuală. Personal, sunt foarte curios cum se vor finaliza acele litigii despre care ai spus, cu, în care au fost refuz de înregistrarea superficii legale. Sper că vom avea soluții în spiritul și conform cu uh, prevederile codului civil și a legii de punere în aplicare ale legii la codul civil. Eu cred că aici uh, suntem în situația când uh, practica judiciară va juca un rol important în uh, aplicarea legii, fiindcă, evident, uh, doi juriști, trei păreri, fiecare interpretează în felul său, dar trebuie să existe un arbitru independent care să stabilească exact cum ar trebui să fie interpretat. Eu aș mai adăuga la ce există, zis tu, uh, fiecare interpretează în felul său, în, cu, re cu respectarea regulilor de interpretare a legii și a bunului simț. Pentru că Mai rar. Legea, legea este clară. În cazurile în care legea este clară și noi căutăm să o interpretăm, atunci mi îmi pare asta nonsens. Mulțumim că ne urmăriți, aplicați superficia cu soveste. La. La revedere! La revedere!